dacă îmi permiteți, fiind directorul festivalului, de 20 de ani, deci suntem la cea de-a doua fecea aniversare, vă rog să-mi permită să prezint prezintul acestei întâlniri a delegațiilor de peste hotare și din țară. În următoarea ordine, domnul primar al orașului Șimleu Silvanie, Mihai Cristian Lazăr. Domnul secretar de stat, Gheorghe Florin Cârciu. Domnul Paul Maghiu, din partea Consiliului Județean Sălaj. Doamna director a Palatului Clubului, Palatul Copiilor din Zalău, doamna profesoară. Domnul viceprimar al orașului Șimleu Silvanie, și domnul... Doamna secretar. E cu domnul... Și doamna secretară al orașului Șimleu Silvanie, a Consiliului Local, doamna Imnita. Deci, domnule primar, vă dăm cuvântul să le spuneți delegațiilor care sunt prezente aici un cuvânt de, dumneavoastră știți foarte bine, să le spuneți un cuvânt de bun venit în orașul nostru și celelalte. Da, poftiți! Mulțumesc frumos! Domnule ministru secretar de stat, onorat prezidiu, stimați invitați, în primul rând, doar de bun venit, le pot spune invitațiilor, pentru că la Șimleu așa suntem. Suntem gazde foarte bune și frumoase. Și o spun asta cu toată încrederea, știind în primul rând comunitatea noastră și mai știind un aspect. Ați venit și dumneavoastră, festivalul acesta se află la 20 ediții. Nimic pe lumea aceasta nu este întâmplător și dacă nu eram oameni primitori, nu ajungeam la numărul 20. Și lucrurile vor merge în continuare. Cum spuneam, este acest festival s-a încetățenit la nivelul orașului Șimleu Silvaniei, an de an, a echivalat cu bucuria reîntoarcerii acasă, cu veselie, cu sărbătoare pentru familii și încet, dar sigur, și să spun așa, pe nesimțite, un festival despre tradiție a devenit el însuși o tradiție la nivel de oraș și se consacră ca fiind, să zic, parte din zestrea culturală a orașului nostru. Deci un gând de admirație și de recunoștință față de inițiatorii acestui festival, profesorii familia Neaga, cărora le mulțumim pentru efortul depus de lungul vremii, cât și pentru toate persoanele implicate, că n-au fost puține de lungul vremii, în derularea acestui proces, cum a spus, care nu e deloc simplu. Pentru noi, ca administrație, să știți că avem privilegiul de a trăi într-o zonă multiculturală aici la Șimleu Silvaniei, unde oameni de diferite etnii, diferite limbi s-au adunat aici și au trăit în armonie de-a lungul vremii. E bine, trăind în armonie, într-un final, până în pragul zilei de astăzi, toată conviețuirea lor s-a transformat niște tradiții care consacră niște dansuri, cântece, porturi aparte. Și asta este mobilul, să zic, activității noastre de astăzi, pentru că valori precum cele semnalate adineaori nu pot fi trecute cu vedere. Și citind astăzi prezentarea festivalului, mă gândeam la un aspect care este deseori subliniat, nu l-am conceput eu, anume faptul că un român care nu-și cunoaște limba și obiceiurile este ca o privighetoare fără grai. Adică, teoretic, nu ești. Pentru că privighetoarea fără grai este o pasăre banală. Cu limba, în școală,
prin sacrificiul dascărilor, chestiunea este atinsă și rezolvată. Însă este o chestiune foarte sensibilă cu tradițiile și obiceiurile. Și pentru asta noi ca popor să avem continuitate și să ne păstrăm filonul nostru, avem nevoie ca astfel de evenimente să continue, să crească în amploare, pentru că nu este vorba doar de evenimentul în sine, este vorba despre un mesaj pe care îl luăm din trecut și pe care îl transmitem în viitor urmașilor noștri, rândul de la înaintașii noștri. Asta este datoria noastră și mă bucur că pot spune că pentru a 20-a oară și Mleul, pentru 3 zile, este capitala românilor de pretutindeni și Mleul devine acasă pentru toată lumea. Cum se spune, drumul către casă nu este niciodată prea lung, ce-a spune un proverb chinezesc. Și eu cred cu tărie asta. Și dacă ar fi să ne spunem poziția pe acest subiect, noi aici, la Șineu Silvanii, vom fi întotdeauna primitori, îi așteptăm pe România acasă, pe șineuani acasă și vom face tot ce ține de noi să ducem Șineu să-l punem unde este locul său, adică la un nivel cât mai înalt. Vouă, dragi invitați, vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru efortul pe care l-ați făcut din scurt și, în egală măsură, ceea ce vreau să vă spun și să vă rog, să nu ziceți, uite, prima dată când ne întâlnim cu primarul de la Șineu, deja mi-erau de ceva. Vă rog un lucru, să rămâneți la fel. Să rămâneți aceeași, să păstrați tradițiile, să păstrați acest respect față de ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri moștenire. Cu voi, țara are viitor, pentru că tradiția în sine ne-a dat prezentul pe care îl avem astăzi. Pentru că prezentul pe care noi îl avem astăzi era cândva un viitor. Așa încât trebuie să continuăm și sigur că aici mă întorc de unde am început. Cel mai ușor lucru în viață este să eșuezi, să cazi. Mai apoi, un pic mai greu, este să începi un lucru, dar tot este ușor. Și cel mai greu lucru pe lumea asta este să te menții. E bine, la Șineu Silvaniei am reușit să ne menținem cu acest festival 20 de ani de-a rândul. Iar lucrurile nu se întâmplă doar așa, să zic, la voia sorții întâmplător. De lungul vremii au fost oamenii limoși care s-au alăturat acestui demers, acestui deziderat. Vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat că a înțeles nevoia acestui festival, a înțeles prioritățile pe care le avem aici și sigur că, înțelegând acest lucru, ne bucurăm de sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și, încă o dată, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este alături de Românii de Pretutindeni, pentru că Românii de Pretutindeni sunt la masă. Mulțumim domnule ministru pentru sprijinul acordat și avem încredere că de la an la an vom crește acest festival, pentru că rețeta o cunoaștem bine. Vă urez o ședere plăcută la Șineu Silvaniei, să vă bucurați de oraș. Sigur că vremea teoretic nu ține cu noi, dar știți cum e, ploaia înseamnă belșug în tradiția populară, așa că să fie un festival din belșug pentru toată lumea și sigur că în anii în care vor urma ne vom întoarce și la tradiția ținerii acestui festival vara, să nu mai avem provocarea cu vremea. Va fi în regulă, am toată convingerea și ne vom bucura împreună acest eveniment. Bun venit la Șineu Silvaniei! Mulțumim, domnul primar, și mulțumesc și eu personal pentru sprijinul care am avut. Dânsul este tânăr primar la noi, este tânăr, dar și primar este tânăr. Îi urăm succes în continuare și mulți ani de primărie. Dăm cuvântul domnului secretar de stat, domnul Gheorghe Florin Cârciu. Poftiți! Bună ziua tuturor românilor de pretutindeni, oriunde s-ar găsi. O să-mi cer scuze, nu să mă ridic în picioare, să creăm un așa numit dialog sau
măcar să pară, pentru că discursurile sunt destul de greoaie, ori dialogul este cel care ne poate ajuta să ne rânduim ideile și să le folosim acolo unde vin cel mai bine și în folosul comunității acolo unde ne găsim. Dragi români din Ucraina, dragi români din Ardeal, din România, felicitări, domnule primar, pentru ceea ce faceți. Am înțeles că sunteți la primul festival. Așa, felicitări. M-ați emoționat când am intrat în această sală pentru faptul că nu știam unde intrăm. Domnul primar m-a primit în biroul dumnealui și în grabă să mergem să nu întârziem, pentru că și-am intrat într-o sală unde am văzut oameni îmbrăcați minunat, deosebit, frumoși și calzi. Pentru că dacă nu erați așa calzi la suflet și așa frumoși, nu-mi creați emoția pe care mi-ați creat-o. Vă mulțumesc din suflet. Mă simt bine în mijlocul dumneavoastră și sunt mândru că aici la noi, în România, în Ardeal, la Șimleu, așa cum spunea domnul primar, și mulțumesc, în capitala românilor de pretutindeni, astăzi, mâine și poimâine, pentru că aveți 3 zile de sărbătoare, să vă bucurați, să ne bucurăm împreună de aceste 3 zile de sărbătoare și să revenim în fiecare an cu pofta de a învăța împreună și a păstra tradiția pur românească. Îl văd pe maestru Iurie Levcic și nu mă pot abține să nu-l felicit, pentru că noi în acest an ne-am mai văzut de ori, nu știu de câte ori ne-am văzut, nu le mai număr. Felicitări pentru ceea ce face pentru tradiția românească de pe meleagurile bucovinene din Ucraina. Este un om deosebit, este sufletul tradiției în zona Cernăuț și nu numai. Eu i-am spus câteva complimente, dacă îmi permiteți, la Cernăuț. I-am spus că trebuie să mergem și noi în România să mai învățăm cum să ne organizăm din punct de vedere cultural și păstrarea tradiției, obiceiuri, port național, port popular, lucruri minunate. Felicitări, domnul Levcic, și să o țineți tot așa. Și sunt sigur că va fi din ce în ce mai bine, pentru că experiența ne califică a face lucru mai bine. În altă ordine de idee, aș vrea să vă spun că noi, Departamentul Românilor de Pretutindeni, sprijinim acest tip de manifestări cu mult drag. Este de datoria noastră. Atunci când domnul primar a mulțumit departamentului, este minunat că așa e politicos, dar noi vă mulțumim că vă străduiți, pentru că datoria noastră este să fim prezenți acolo unde sufletul românesc bate românește, oriunde s-ar găsi în lume, pe glob, unde sunt doi români, avem o comunitate. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un festival de excepție, 3 zile de sărbătoare minunate și să reveniți cu același gând frumos la Șimleu. La mulți ani!